Suntem deja live și vreau să îmi dați voie să salut încă o dată prezența alături de noi a profesorului Claudiu Teodor Arieșan, bine cunoscut nu doar în Timișoara, ci și în toată România și de altfel întreaga Europa și America de Nord pentru contribuțiile sale în materie de exegeză patristică la mari autori din primele veacuri și aici cu siguranță Lactanțiu revine mereu ca o figură inconturnabilă. De asemenea, doresc să le mulțumesc colegilor mele care au avut bunăvoința de a pregăti această întâlnire de seară. Este, iată, miercuri, 18 august, o zi cu o semnificație pentru mine aparte, întrucât trebuie să recunoaștem la doar 3 zile de la, până la urmă, un eveniment istoric destul de important, intrarea în Kabul a unor oameni care nu cunosc surâsul angelic, care nu cunosc relaxarea de niciun fel, care mai degrabă au îmbrățișat încrâncenarea de tip religios, dar poate și de tip ideologic. Ne punem frecvent în aceste zile, spuneam, o întrebare, anume cu ce diferă tradiția europeană, tradiția creștină într-un sens, dar într-un sens mult mai larg, tradiția culturală europeană de alte tradiții religioase sau nu, care nu cunosc aceste nuanțe, aceste foarte fine distinții pe care de altfel se pregătește să ni le prezinte cu maxima acuitate filologică profesorul Claudiu Arieșan. E o diferență majoră între cei care știu să citească textul și subtextul și cei care nu văd decât litera îngropând spiritul și cred că în această perioadă când s-au făcut inclusiv comparații brutale între radicalii islamiști pe de o parte și creștinii bonom pe de altă parte, ne simțim dator să dăm și o replică, dar mai ales să explicăm care este bogăția infinită, spiritual, literar, filozofic, a tradiției noastre europene. Așa că, fără să lungesc cuvântul, mulțumindu-vă dumneavoastră, pentru că vă veți activa și camerele video, dacă doriți să intrați în dialog cu prietenul nostru, prietenul clubului, Claudiu T. Arieșan, și mulțumindu-i și, bineînțeles, Esterei, pentru că a făcut cu putință toate chestiunile tehnice, de asemenea, mulțumindu-le celor care ne urmăresc live și spunându-le că pot să intre în dialog doar pe platforma Clubului Marilor Cărți, marilecărți.ro. Dau cuvântul, dau microfonul prietenului nostru Claudiu și abia aștept partea de întrebări și răspunsuri care va fi disponibilă doar pe această platformă marilecărți.ro în calitate de membru bronz, silver sau gold, poate chiar și platinum, veți putea pune aceste întrebări domnului Arieșan. Claudiu? Bună seara! Dumnei, salvete carissimi, cum spuneau latinii, să fiți sănătoși prea dragilor. Îi salut și eu pe toți și mă bucur enorm să fiu alături de voi în această seară de august, în care nu trebuie să ne înghețe surâsul pe buze și mai ales în inim. Așa cum veți vedea, el reprezintă o garanție nu doar a sănătății noastre psihice, morale, intelectuale, ci și o modalitate de a înțelege lucrurile corect și de a trece peste ele mai lesne. A fost aceasta, de fapt, o vocație a poporului român, nu doar al lui, care m-a îndemnat să pornesc la o călătorie care se adună deja de câteva decenii în bagajele mele intelectuale și culturale. Este o datorie, zic eu, majoră a fiecăruia dintre noi să împărtășească, cum spune un proverb din Tirolul de Sud, partea aceea minunată dintre Austria și Italia, să împărtășească cel mai ieftin, cel mai gratuit și cel mai plăcut dar pe care un om îl poate face altuia atunci când se întâlnește. Un surâs este ceea ce îngerii împărtășesc, ceea ce noi împărtășim cu cei dragi, ceea ce copilul învață să folosească atunci când cunoaște lumea. Cel puțin 80% din cunoștințele pe care un copil le dobândește despre lume, le capătă râzând, păstrându-și tonusul, bucuria și investigând sub zodia aceasta minunată a bonomiei. Pentru că, până la urmă, iată un cuvânt francez, care implică bunătatea în sine, mă scuzați, și care merge, zic eu, la rădăcina
discuție pe care o să o avem. În primul rând, de unde e râsul o problemă importantă și de ce toți, fără excepție, mari filozofi, gânditori, esteticieni, practicieni, chiar teologi ai lumii, au avut timp, unii chiar ani de zile, în care să dezbată aceste subiecte legate de până la urmă o știință care i s-a spus în urmă cu câteva decenii, cu grație, comicologie. Într-adevăr, o știință, iar noi, ca români, am avut șansa introducerii destul de rapide în acest domeniu, grație unui profesor foarte controversat de origini românești, care a lucrat mai mult în Germania, pe nume Marian Popa, poate și-l amintesc unul dintre domniile voastre. El are nu doar o istorie atipică a literaturii române, ci și o comicologie din 1975. Este o carte pe care el a realizat-o conspectând diverse cărți în bibliotecile din Germania, unde fusese trimis cu o bursă Herder și de unde nu s-a mai întors. Din fericire, înainte a apărut cartea să o aleagă el calea Occidentului și să ne priveze până la urmă de un excedent interesant și de un critic destul de avizat în multe domenii. Un repertoriu a fost această comicologie, fără multe opinii personale, lipind teoriile unui Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Hegel, Platon, Aristotel, Louis Kazemien, Etienne Duprel, Jean Starobinski sau Jean Furastier, Italo Svevo sau Luigi Pirandello, Gogol sau Dostoievski, pentru că da, chiar și ei au opinii despre râs, despre comic, despre impactul acestor categorii excepțional de solide în viețile noastre. Fiecare om râde despre și cu privire la altceva. Asta este o certitudine și este o șansă, o bucurie, zic eu, până la urmă un privilegiu atunci când râde mai mult de același lucru, pentru că atunci se vedește latura socială, latura profundă, umanitară și până la urmă colectivistă, la modul frumos, nu de sovhoz al cuvântului. Zona aceasta de împărtășire unul cu altul. Este un teolog binecunoscut specialiștilor, John de Salisbury, care în secolele 11-12 definea omul paradoxal ca ens rationalis et risibilis, adică ființă care gândește și care e capabilă să râde. Azi când spunem risibil, ne gândim că e ceva de care râdem noi și veți vedea chiar în miezul acestor prepoziții și mici nuanțe latinești, grecești sau chiar iudaice, stă marea problemă a înțelegerii corecte a râsului, apoi a comicului, ca și o categorie estetică, filozofică, antropologică, extrem de importantă și relevantă, și apoi a subcategoriilor, asupra cărora mă voi opri astăzi, dintre care cele mai eminente sunt ironia și umorul, dar să nu uităm de satiră, să nu uităm de parodie, să nu uităm de grotesc, să nu uităm de grațios, de sublim, care toate au în ele și o notă de comic. Mai mult sau mai puțin vizibil, mai mult sau mai puțin evident. Originea interesului meu, sincer vă spun, legat de acest domeniu, se asociază cu opera lui Eminescu și mai precis cu publicistica lui, care este în continuare, pentru cei care au străbătut, un monument al limbii române, dar și al unei conștiințe critice excepționale, cu toate scăderile, cu toate neajunsurile care se pot imputa de unii sau de alții. Publicistica lui Eminescu nu poate fi scoasă din cultura noastră sub nicio formă și ea rămâne prin acuitate, prin forță și prin capacitatea teribilă de a plasticiza lucrurile, de a te plasa într-o lume nouă și spectaculoasă, rămâne un tipar, zic eu, al gândirii noastre optime, mai ales în contrast cu nenumărații gazetari mediocri, oameni de presă, ca să nu zic jalnici, zic doar patetici, și enorm de mulți publiciști care nu-și merită numele, decât prin faptul că publică. Ceea ce publică ei este sub orice standard, din toate timpurile și în toate culturile. Eminescu era, într-adevăr, conștiința noastră mai bună, cum îl definea Noica, uluit și el de impactul acesta al unui adolescent, până la urmă unui tânăr
care se pricepea în toate, mai toate domeniile, inclusiv filologia clasică, preocupat și de zona asta a râsului interior, dar mai ales de o publicistică militantă în care, paradoxal, am descoperit structuri ale folclorului incluse în proză cultă. Da. Poporul român are o vocație, cum spunea Dumitru Staniloae, de înveșmântare în surâs. Pentru noi a fost o armă teribilă de supraviețuire. Nu a fost un lux. S-a vorbit multă vreme despre râs ca un reflex de lux, nu se știe de ce era dat, unii chiar îl asociau cu apendicele. E un element despre care nu știm exact la ce o fi bun, la ce ne ajută, cum ne face să evoluăm. Și când colo, iată, un John de Salisbury îl definea ca una din cele două calități care ne separă de toate celelalte viețuitoare, nota bene, la câini, la maimuțe, care poate dumneavoastră ați fi tentat să considerați că râd, sunt doar parade faciale care noi le asociem cu râsul printr-un fel de raportare la ființele noastre. Nici o altă viețuitoare, nici o altă ființă, făptură, nu este dotată cu capacitatea de a râde. Pe de altă parte, râsul acesta major l-am înțeles mai bine citind exact proverbele noastre geniale, chintesență de forță morală, de experiență multimilenară și de spiritualitate vioaie. Latinii erau tot așa. Tot ce era poreclă era bună pentru a-și desemna prietenii, scriitorii, vedetele. Nici un nume latinez nu este întâmplător și toate sunt în bătaie de joc. Da? Adică îl bați pe om, dar în joacă. Nu trebuie să sufere prea mult. Până și bat jocul în sine nu are o conotație negativă inițial. Cu timpul a fost demonetizată și transformată într-o sferă negativă și veți vedea că această polarizare se regăsește în toate etapele istorice. Râsul este considerat minor, e considerat un element demonic, ba chiar de intrare a păcatului în om sau în lume, o zonă a superficialității, a limitării, a lipsei de profunzime, de relevanță. Și în culturi serioase și de către autori sau chiar civilizații solide. Pe de altă parte, veți vedea la fel de bine, există o cultură a unui anume tip de râs care a supraviețuit tuturor acestor piedici, s-a strecurat în fiecare dintre noi, ca oameni, ca dovadă că a rămas ca un reflex de lux, chiar dacă îl considerăm așa, și și-a dovedit de-a lungul secolelor nu doar valabilitatea, ci și caracterul viabil, da, viabilitatea, să zic. Eminescu. Eu, citind publicistica lui, am aflat că Stan și Bran nu sunt doar actorii Laurel Hardy și Stanley Laurel, nu? Cei doi, Ollie și Stanley, ci, practic, sunt personaje de folclor românesc străvechi, care au câteva sute de ani vechime, pentru că el, într-o parabolă, de la 1870 și un pic, 73, spune ce a ajuns justiția română în zilele noastre. Stan și Bran se plimbă și Stan, neatent, își pierde punga. Sau, zice el mai precis, Bran găsește punga lui Stan înainte ca Stan să o piardă. Gândiți-vă un pic, da? Deci Stan găsește punga celuilalt înainte ca ăla să o piardă. Da? Face o referire teribil de amuzantă, de profundă și de specifică, până la urmă, unei anume categorii, nu neapărat specifică poporului român. Nu am fi toți hoțomani și șmecheri, dar el așa pune problema. Și în loc, spune el, ca judecătorul să, după ce e prins, bineînțeles că a găsit punga înainte să o piardă celălalt, în loc să-l pedepsească cu câteva bețe pe spinare, spune el, total politically incorrect, și să-l trimit acasă și să-i pară rău și să-i dea și banii înapoi omului, nu, îl târăște prin judecăți, îl supune la cheltuieli, îl ține luni de zile plecat de acasă, apoi îl închide pentru câteva luni, își găsește acasă rostul pierdut, recoltele măcinate, până și familia poate dezorganizată dacă pedeapsa a fost mai lungă. Bran nu e cu nimic mai fericit că se întâmplă așa ceva, pentru că, până la urmă, cheltuielile de judecată l-au implicat și pe el și toată tevatura respectivă e un chin. Și asta spune el doar pentru că lucrurile nu merg ca pe vremurile
tradiționale strămoșești, ci doar pentru că omul a găsit punga înainte de a o pierde celălalt. Este un exemplu simplu pe care îl regăsim paradoxal, să știți, la toți cărturarii înaintași al lui Eminescu. Eu asta am făcut, am reconstituit o tradiție de aproape 250 de ani, în care până și în pravile, până și în cazani, până și în prefețele unui Dosoftei, unui Simeon Ștefan, unui Varlam, au fost editate într-un volum minunat, dar uneori a trebuit să caut și la Biblioteca Academiei versiuni originale, aceste predoslovii, aceste prefețe de cărți bisericești, fără excepție, autorilor spune un lucru care pe mine m-a cutremurat și sunt convins că vă va impresiona și pe dumneavoastră. Nu suntem, sintetizez, o cultură destul de mare ca ironia, cum spun ei, dărăpânătoare, da? Râsul care destructurează, care dărâmă, care distruge, să fie instrumentul principal. Noi trebuie întâi să construim, cum zicea Helia de Rădulescu, da? Scrieți, băieți, numai scrieți și după aia vedem ce adunăm și ce selectăm din ele. Trebuie să folosim umorul binevoitor, să folosim înțelegerea față de autorii începători și apoi să introducem scalpelul critic pe care un Maiorescu și ucenicii săi îl predicau drept unică metodă critică. Marea critică românească, așa cum spuneam și cu alt prilej, a fost îmbibată de acest tip de umor binevoitor. Asta a făcut-o să fie și plăcută la vedere atunci când Călinescu spune despre Odobescu că Pseudochineghetikos e o carte, un bric-a-brac, spune el, amestecat, în care autorul bate câmpii, dar cu grație, da? Nu mai auzi toată viața. Nu? Să bați câmpii în limba română înseamnă că ai chiar, dar să bați câmpii cu grație, vă dați seama, e un amestec care, dacă vă gândiți puțin, se potrivește perfect cu modelul eseistic. Singurul eseu desăvârșit din cultura noastră este cel al lui Odobescu, până la urmă, pentru epoca respectivă. Și a înțelege lucrurile la modul ăsta senin, frumos, limpede, nu înseamnă să îi dai neapărat o șansă nemeritată celuilalt, ci să pui problema dintr-o perspectivă, cum zic eu, umoristică. Diaconul Coresi spunea și mai limpede, m-am săturat să merg la biserică și să plece cu mintea întunecată și popa înapoi acasă, pentru că a citit în slavonă, și cei care au venit la biserică să meargă la fel de neînvățați cum au venit la biserică, pentru că nu înțeleg nimic din slavona aceea tulburată. Și atunci aici el m-am hotărât să elimin acest tunearic de cuvinte neînțeles, acest întuneric de cuvinte neînțeles, și m-am apucat să traduc în român, așa explică el. Folosind, iată, un repertoriu de proverb mucalit, ca în povestea vorbii a lui Anton Pan, ca în toate marile noastre scrieri culturale începătoare. Deci nu vorbesc doar de critica literară, unde eu am focusat până în secolul 20 venind, până la Manolescu, până la Eugen Simion, până la marii critici, care o parte din succes se asigură și le se datorează acestei mentalități mai degrabă senin umoristice decât critic tăioase, da. Cu nuanțele de rigoare. Deci, pornim și revenim la râsul de bază. L-am regăsit, iată, în publicistica lui Eminescu, apoi l-am regăsit în toată cultura română, am mers în folclor, am mers la cei care au venit după Eminescu, l-am regăsit la mai toți autorii importanți. Bineînțeles că se poate face o altă istorie a comicului românesc în literatură, da, care e foarte importantă, în beletristică, vreau să zic, și avem autori care se disting în acest sens, într-un mod cu totul deosebit. Nu e locul acum să analizăm operele chiar unor scriitori mai puțin importanți, ca Gheorghe Brăiescu sau Basarabescu sau, mai știu eu, Ion Băieșu, în secolul 20, care Mircea Horia Simionescu, care au excelat într-un repertoriu comic foarte variat. Și nici nu e cazul să limităm categoriile estetice ale comicului la doar câteva, care s-ar putea să ne placă nouă sau să nu ne placă altele. Ce rămâne de spus este că râsul nu este un reflex gratuit, este o parte majoră a creației noastre de făpturi vii, inteligente și inteligibile, comprehensive.
Și că, în ciuda faptului că, iată, egiptenii preferau să-și reprezinte zeii cu un foarte ușor surâs, mesopotamienii nu aveau deloc statui care să reprezinte divinități glumețe. Primii care au glume între zei și muritori sunt hitiții, indo-europenii de pe teritoriul Turciei de azi, o populație în care zeii se iau cumva în tărbacă reciproc cu oamenii și își permit glume unii cu alții. În mitologia greacă lucrurile nu sunt deloc simple, să știți. Singurul loc unde apare expresia râsul homeric este unul foarte atipic, specios. Este momentul în care zeul Vulcan sau Hephaistos, da, care era și șchiop și urât, dar era totuși soțul Afroditei, lui Venus, își surprinde consoarta cu Ares într-o pecadilă tragică pentru ei și îi prinde într-un laț invizibil pe care l-a construit special pentru a-i dovedi infidelitatea zeiței frumuseții și cheamă toți zeii să râdă de ei. Da? Râsul homeric se produce în acel moment, deci zeii toți râd până la cer și umplu tot universul cu râsul lor uriaș. De aici expresia de râs homeric. Mai avem o categorie interesantă în mitologia mesopotamiană. Acestea sunt cele mai importante trei referințe, în afară de cea iudaică asupra căreia mă voi opri în continuare. Există în mitologia interesantă originară, gândirea asiro-babiloniană în texte, minunatele antologii din Biblioteca Orientalis al lui Idel Segal, avem textele traduse din sumeriană și din Babiloniana Nouă de Constantin Daniel și Atanase Negoiță și de acolo aflăm că există o generație de zei în poemul Enuma Elis, cea mai veche epopee din istoria omenirii, mai veche decât Gilgamesh cu vreo 300 de ani, se pare. Enuma Elis sunt primele două cuvinte, ca și Breșit Bara, da? Enuma Elis înseamnă în sumeriană când sus. Sunt primele vorbe și așa a rămas printre specialiști numele. O generație de zei ajunge să dea la iveală lucrurile râzând. Da? Deci este un râs creator foarte interesant în care Marduk și generația lui, a doua generație de zei, după Enlil și Enki și zei cerului și a pământului și a celorlalte corpuri majore, a elementelor, se slăbesc din puteri, zeii tineri recrează lumea printr-un râs divin, un râs zeiesc, care iată este creator. Da. Și cam astea sunt ocurențele râsului până la vechii evrei, până la vechii iudei. Da? Cu nota, cu observația că un conducător ca și Pericle, cel mai iluminat, știm bine, din istoria Greciei și unul dintre cei mai importanți din istoria omenirii, se mândrea că nu a fost văzut râzând niciodată de nimeni. Deci iată cât de departe a putut să meargă valorizarea, în ghilimele, negativă a râsului ca slăbiciune omenească, încât a plâns de două ori, a fost văzut plângând de două ori, când i-a murit tatăl și când concubina lui celebră a fost mazilită din Atena, pentru că era de altă cetățenie, era din altă cetate, da? Iubita lui. Atunci a plâns, deci de două ori, dar de râs niciodată nu l-a văzut râzând. Deci era un fel de fisură considerată de vechii greci în imaginea unui conducător perfect. Da, râsul. Pentru copii, pentru femei, ok, pentru un bărbat, pentru un lider, pentru un comandant, nu. Și ajungem la modelul Vechiului Testament, da, care, într-un fel, ar trebui luat la pachet cu cel neotestamentar, continuitatea dintre ele, ne-a dus la una din cele mai nedrepte și mai dramatice, zic eu, ca să nu zic tragice, concluzii din istoria creștinismului, pentru că evreii nu gândeau așa, dar cultura creștină din primele secole a îngăduit ca anumite interpretări de tipul celei asupra lui Pericle să impieteze o parte a creației. Adică pentru simplul fapt, pentru simplul motiv că în cele patru evanghelii sinoptice nu apare niciun pasaj în care Hristos râde sau surâde, a fost eliminat acest domeniu din teologie.
și nu în deplină cunoștință de cauză. Da? Surâsul nu este al lui Dumnezeu, este al oponentului, da? al Satan. Este un râs rău, râsul luciferic, este un râs malign, deconstructiv, este nerecomandat creștinilor, este primejdios, este posibilă cale de intrare a păcatului în om și în lume. În textele lui Ioan Gură de Aur sau lui Ioan Scăraru se căutau argumente care spuneau că este chiar o primejdie de moarte pentru suflet, râsul. Și această generalizare simplistă a durat cel puțin un mileniu. Cel puțin un mileniu și este o rană, zic eu, în istoria bisericii. Pentru că inconștient, fără să simt acest lucru, s-a creat o falie în creație. Vă spuneam de apendice, nu? S-au tot întrebat, se întreabă și azi medicii și specialiștii la ce o fi util, de ce să ai o parte a corpului care trebuie cel mai multe ori operată sau extirpată pentru că nu are o funcționalitate clară. Să asimilezi o calitate a omului care îl distinge de toate celelalte viețuitoare. Să afirmi că Dumnezeu nu râde niciodată, că Fiul lui venit pe pământ n-a râs niciodată și să o faci asta în numele propovăduirii unei unice modalități de mântuire, de redemțiune, care este pocăința asociată cu lacrimile, cu părerea de rău, cu tristețea, cu supărarea, cu amenințarea infernului, cu teama de moarte, de posibilitatea de a nu te mântui, și să faci tabula rasa cu o tradiție comicologică imensă. Imensă. Să faci o breșă o breșă uriașă, care practic nu ajută cu nimic dezvoltarea echilibrată a etosului creștin. De ce? Pentru că, fără să ne întoarcem după copăcei și să întoarcem ca la ploi sau în alte locuri ale lumii, lucrurile stau foarte simplu. Încă din Vechiul Testament sunt două variante, două concepte complet diferite asupra râsului. Și vorbim aici, în primul rând, de râs. Da? Este un râs rău, un râs malign, care într-adevăr îl caracterizează pe cel păcătos, pe demon, pe cel care își bate joc de om. Da? Laac este în vechea ebraică, da? În ebraica biblică. Dar avem și un râs pe care nu poți să-l omiți, nu poți să-l pui în paranteze drepte și să tai peste el. Iceac el. Deci așa cum avem Daniel, Dumnezeu a judecat, Rafael, nu, cine e ca Dumnezeu, Gabriel, Dumnezeu cu noi, Mihael, toate aceste nume, le spuneam la studenții mei, dacă sunt norocoși, dacă au nume teoforice, da? Bine, nu Costel, Ionel, Dorel, da? Fănel, și alea au el în coadă, dar sunt diminutive, nu l-au pe Dumnezeu, ci ei l-au pe Dumnezeu în sine, sunt nume teoforice, da? Ca și Teodor, ca și Bogdan. Câți dintre noi sesizează că Teodor și Bogdan sunt sinonime perfecte, nu? Cel dat de Dumnezeu. Bogdan, Teodoro sunt fiecare pe limba lui spune același lucru. Cum poți să uiți de Isa? Cum poți să uiți de unul din pilonii Vechiului Testament care înseamnă Dumnezeu a zâmbit, Dumnezeu a râs. Dumnezeu a dăruit bucurie, Dumnezeu a umplut de bucurie chiar și numai acel cuplu, dar nu e doar acel cuplu care își aștepta la senectute copilul pe care nu-l mai... Nu-l mai credeau posibil, dar încercau să păstreze tradiția prin patriarhi a promisiunii divine a lui Mesia, deci este un element capital. Și pe lângă asta, capacitatea enormă a vechilor evrei de a se bucura în numele lui Dumnezeu, ca și comunitate licită. Nu? Isaia tânțuiește, nu? E emblemă perenă a misterilor nupțiale. La fel, toate bucuriile, petrecerile lor. Și atunci, din perspectivă psihologică, așa cum face și într-o bună parte din frumoasa sa teză de doctorat, a apărut în același an și a mea și a domniei sale, Teodor Baconski, știți bine că a scris despre râsul patriarhilor și a discutat și el aceste problematici. El era în Franța, eu eram la mine în țară și eu discutam atunci despre hermeneutica omorului simpatetic,
Era un nume mai complicat, dar așa am simțit eu atunci ca important. Între timp am mai scos încă 5 cărți cu același subiect, pe aceleași teme, dar dezvoltând de fiecare dată tematica și împingând-o mai aproape de cultura modernă și de înțelegerea specificului românesc în acest domeniu, ceea ce Teodor n-a făcut niciodată. Am înțeles foarte, foarte bine că nu pot să trunchiez cultura patristică, părinții bisericii, nici măcar textul biblic, de aroma aceasta a normalității până la urmă. Cum ne putem imagina cu naivitățile noastre, să zicem, de nu suntem toți bibliști, toți interpreți, exegeți ai Vechiului sau Noului Testament, dar din perspectiva bunului simț, a comunicării acum între noi, cum vă imaginați un Hristos care, un Iisus care merge la nunta din Cana, transformă, le face cel mai mare dar din lumea asta celor din preajma lui și apoi stă încruntat toată seara. Se uită supărat la ei, nu glumește, nu se bucură, nu împărtășește esența nunții, care este până la urmă euforia, bucuria. Da. Grecii mă întreba mai de mult Mihai, da, aveau zeități, aveau un zeu al râsului, Gelasios, da? Căruia îi respectau notele și îl introduceau acolo unde era locul, în comedie. N-au conceput literatura doar sub latura ei tragică. Există o purificare a tragicului, o curățare, catharsiston, patematon, o curățire de patim, prin sensul spuneau ei că dacă arăți păcatele excesive ale unei medee, nu, care își zdrobește copiii, sau a unui Oedip care își ucide tatăl și își sinistrește mama, le arăți în duritatea, asprimea lor incredibilă, păcatele se vor diminua la fiecare dintre privitori, dintre cititori. Da? Spuneau ei că păcatul este ca un fel de picătură cotidiană, răul acesta te pătează în fiecare zi câte puțin și se adună în tine și te murdărește în timp. Pe când dacă dintr-o dată îl vezi prin efectele lui, prin forța lui negativă, imensă pe care o are, uneori la fel de copleșitoare ca și a binelui suprem, da? Răul suprem, te îndepărtezi și te purifici. Asta nu era purificarea patimilor, ci purificarea de patim. Asta e catharsis, acel genitiv din ton patematon, înseamnă că le ții departe de tine, înțelegeți? Nu le lasă să se dilueze, nu te obișnuiești cu rău ca și cu ceva obișnuit, ceva cotidian, ceva curent, ceva care e de neaccelerare, cum anumesc, de care mai vorbeam. Nu? Dimpotrivă, trebuie să-l scoți complet din tine. Râsul avea același caracter, se numea catastasis, nu era catharsis. Așa presupune exegeții că se discuta în partea pierdută a poeticii. Știți bine că Umberto Eco a scris un întreg roman minunat, Numele Trandafirului, cu pretextul acesta că jumătate din poetica lui Aristotel, cea dedicată comicului, s-a pierdut între mâinile și din vina celor care au vrut să suprime râsul din lume. Da? Au încercat să scoată această zonă a rizibilului pentru a controla mai ușor masele și a le face mai dependente de o predică dură, aspră, negativă, cum spuneam eu, și întristătoare până la urmă. Pentru că surâsul îți dă forță, îți dă energie, îți dă capacitatea de a te redresa și te face de foarte multe ori independent. Râsul este până la urmă antidogmatic. Trebuie să înțelegem asta în esența lui, dar nu în consecințele. Un teolog adevărat, un credincios, din toate cultele, pentru că, așa cum spunea Mihai la început, toți au rezerve, toate puterile, de orice fel, lumești sau de altă natură, au tendința de a simplifica lucrurile și de a nu lăsa oamenii să fie foarte stăpâni pe sine. Ori râsul, prin faptul că este întotdeauna întrebător, întotdeauna pune în dubiu anumite elemente, îți creează o anumită libertate permanentă, o seninătate și o relativizare a răului și a greului. Da? Dar nu din perspectivă eternă, din perspectiva traiului cotidian. Viața este aproape insuportabilă dacă ești incapabil să râzi. Și mai ales să împărtășești cu ceilalți prin
prin glumă, nu? Adică zilele astea a ieșit pe canalele americane, am văzut o anecdotă care, na, în contextul de azi, se potrivește oarecum și la noi. Are o notă de tragic, pentru că toate glumele foarte bune au și o notă de tragic amestecată acolo, ca la Shakespeare. Se spune că singurul autor care a reușit să îmbine tragicul și comicul fără să iasă varză, că de regulă toți care au scris tragicomedie au sfârșit tragic și ei au fost niște dezastre literare, a fost William Shakespeare. Da? E ca și în piesele lui, unde în Hamlet ai zâmbet adevărat, dar și în Viciunea nopții de vară elemente de tragism autentic, sună așa, legată de această tragedie vizibilă tuturor și foarte, foarte plină de întrebări grave ce ne agită în zilele astea. Două știri proaste pentru cei interesați. În primul rând că prima știre că Afganistanul a căzut și a doua știre este că Gay Pride Parade din Kabul se amână pentru o dată care va fi stabilită ulterior. Da. Deci e greu să spui că o anecdotă, dar este o zicere. O zicere care însă pune lucrurile într-o perspectivă care te face să meditezi și nu-ți permite să fii într-un totul serios. Adică înțelegi că mai sunt și lucruri care pot fi luate în tărbacă, dar nu toate. Da. Asta vă spuneam, un adevărat teolog, un adevărat învățat, va înțelege că și dacă pune la îndoială anumite elemente legate de sfera sacrului, să spunem, nu o face ca să le dărâme. O face ca să le vizeze forța, productivitatea și perenitatea. Le pune la încercare. Nu îți bați joc de cele sfinte, ci surâzi la adresa lor. Și aici ajung la miezul discuției noastre. Umor versus ironie. Umor angelic, spuneam, și ironie crudă sau devastatoare sau cum vreți voi. Am două modalități să mă adresez domniilor voastre, da? De fiecare dată când mă întâlnesc. Și asta le spun și prietenilor și cunoștinților și chiar și studenților mei uneori. Orice curs normal trebuie să înceapă cu o captatio benevolent. Eu am trecut azi peste aia pentru că aveam multe de povestit și n-am vrut să pierd din timp. Pot să vă zic, dragii mei invitați și prieteni, sunt copleșit de prezența domniilor voastre. N-am mai întâlnit atâtea priviri inteligente, atâta minte luminată și atâta forță morală la niște oameni adunați la un loc de când mă știu. Sunt cutremurat și mă simt ultimul dintre domniile voastre. Nu cred că o să pot să vă învăț cu adevărat ceva, dar încerc totuși să vă transmit câteva frânturi din prea puținele mele puteri și sper că îmi veți ierta ezitările, greșelile, sensibilitățile și că până la urmă veți înțelege că îmi sunteți majoritatea, dacă nu chiar toți, superiori. Și în realitate să gândesc contrariu. Să zic încă o seară în care povestesc despre niște lucruri care poate numai mie îmi plac, unei, ca să nu zic gașcă, unei echipe de oameni care s-au adunat aici întâmplător, n-au altceva mai bun de făcut decât să mă asculte pe mine, înseamnă că n-au prea multe probleme importante în viață, ce o fi căutând eu aici numai să mă dau mare unor oameni care nici măcar nu înțeleg cât sunt de mari. Eu. Și de mărunți ei. Dragii mei, asta e ironia pură. Da? Homo ironicus, în afară de Socrate, care veți vedea e un caz aparte și nu vom discuta despre asta, așa gândește. Îi consideră pe toți din fața lui nu doar inferior, ci și incapabil să înțeleagă că sunt inferior și nu se pot ridica nici măcar la nivelul percepției a ceea ce el în talentul lui nebănuit spune. Nu întâmplător, grecii aveau același cuvânt pentru hipocrisia, ascunderea de sine, ipocrizia noastră de azi și ironie. Pentru că ei n-au identificat nici măcar umor. Înțelegeți? Nu există nicio scriere până la Ben Jonson și la Shakespeare care să discute despre umor în mod creativ. Este o invenție a renașterii britanice, humor, pornind de la teoriile lui Hipocrate, a umorilor, da? Și Ben Jonson în 1599 și 1600, când săracul Mihai Anosu se lupta cu ultimele forțe să-și păstreze țara, cele trei țări unite și mai avea un an de viață, atunci au apărut
în Anglia, elisabetană, Every Man in His Humor și Every Man Out of His Humor, care au consacrat conceptul de umor, nu în acel al umorilor tradiționale hipocratice, adică melancolic, flegmatic, sangvin și coleric, da? Ci în acela de stare, de spirit preponderent pozitivă, surâzătoare, caldă. La un an, Shakespeare va folosi și el într-o piesă a lui cuvântul humor în sensul acesta modern și deja o categorie estetică majoră s-a născut. Una incomparabilă. Dar până atunci, 2000 și ceva de ani, ironia a fost și satira, care avea și ea zona ei de inferență în comic, și parodicul, și grotescul chiar, aveau zona lor preferențială. Umorul se practica fiind în opera lui Cicero, în textele lui, mai știu eu, Horaciu sau chiar Vergiliu. Sunt crâmpeie, sunt străfulgerări de humor, adevărat, de cea mai bună calitate, care însă nu a fost nici teoretizat, nici măcar sesizat. Cuvântul cel mai aproape pe care l-am găsit eu după ce am străbătut, nu exagerez, mii de pagini pe acest subiect, din toate culturile, este urbanitas a lui Cicero. Da, el socotește că un om de la oraș învață politețea și conviețuirea aceasta bună, plăcută, surâzătoare până la urmă, deci în care nu-l jignești pe cel din fața ta, devine un atribut al ființei. Da. Deci acest urbanitas mi s-a părut că seamănă într-un fel ca esență teoretică cu humor, da, din cultura britanică și apoi universală. Pentru că știți bine, foarte rapid, francezii, Madame de Staël l-a tradus, au apărut nenumărate texte și în germană și în olandeză și în italiană, care rapid de tot, ca toate că parcă erau așteptare, da? Să scăpăm doar de tirania ironiei și a satirei și a categoriilor negative. Pentru că umoristul ar spune ce urmează. Și asta spun și eu. Sper că nu m-ați regăsit sub nicio formă în ce am bâiguit mai înainte. V-am dat un exemplu de amorul artei. Da? Un umorist ar spune, nu am bucurie mai mare în viața asta decât să întâlnesc cu oameni ca dumneavoastră care își pun sufletul în palmă, care își doresc să învețe știind, ca și Socrate, că niciodată nu vor ști destul, știind sigur că singura certitudine că nu vor ști nimic până la capăt, dar care totuși se încântă de bucuria drumului, se încântă de părtășie, de simpatia pe care o împărțim și de încântarea, de bucuria pe care o resimțim fiecare dintre noi, povestind ce știm mai bine celor din viața noastră, care încet, încet intră în inima noastră. Da. Nu găsesc că e nimic mai nobil pentru un om decât să creadă în cărțile mari care îl vor face un om mare și pe el, și pe prietenii lui, și pe copiii lui, și pe studenții sau elevii lui. Da. Și atunci ne punem în aceeași barcă. Umoristul niciodată nu ia în derâdere nimic, nu devalorizează, nu consideră mărunt nimic. Și nu are parte de acel sentiment pe care Thomas Hobbes, vă spuneam altădată, a definit ironia genial, de singura definiție perfectă a ironiei, este a lui Thomas Hobbes, care e un excepțional filozof al societății mondiale, nu doar britanice, da? În eseurile sale despre intelectul uman și în celelalte, preluat de Hume, apoi și completat de toți la un loc, spune sudden glory. Da? Sudden glory este sentimentul acela de o frântură de secundă, acela rapid că ești mai bun ca ceilalți. Dintr-o dată te glorifici pe tine, adică te simți superior și o manifesti asta. Nu în moduri așa de grosolane cum v-am prezentat la început, ci mai fin. Da? Încerci să-i periezi pe ceilalți în loc să le spui adevărul. Încerci să le dai cumva pe tavă elementele pe care nu e sigur că le vor putea digera, dar o faci cu un soi de condescendență. E ceea ce latinii au înțeles când au tradus modul acesta ironic prin deriziune. Da, e un cuvânt important. Da? Prepoziția des în latină are un sens, vedeți cuvântul descendent. Da?
ascendent sunt treptele care urcă spre cer, în sus, ca și scara lui Iacob. Descendent este ceea ce merge în jos. Da? Și un filozof al răului, până la urmă, în multe aspecte ale sale, chiar dacă complex și bogat și inteligent ca Charles Baudelaire, spunea că el simte nevoie în arta lui, în poezia lui, nu doar de transcendență, care lui era destul de străină, metafizica și așa, ci și de transdescendență. Da? Deci vroia să și aibă o modalitate cu care să coboare până în, cum zice românul, talpa iadului, până în inima infernalului. Să caute și acolo elemente interesante pentru opera lui. Da? De-aia mi se pare destul de specios să vorbești de estetica uritului, dar s-a făcut. Este chiar o carte apărută și la noi. Da. Estetica, prin esență, se referă la frumos. Când vorbești de estetica uritului, e o problemă. Dar s-a făcut și asta. Carl Rosenkranz e cel care a definit conceptul și a continuat să aibă succes până în zilele noastre. Umorul este, prin urmare, solidar, este amical și este colectiv. Un minunat citat ne-a împărtășit Mihai din Mihail Bakhtin, un savant rus care ar merita și el un episod din Clubul Marilor Cărți. Un savant rus cu un destin extraordinar care a început să creeze înainte de Revoluția Bolșevică, apoi a fost înglobat oarecum în structurile ei și a fost deturnată în mare măsură opera. El vorbea despre carnavalesc, e categoria pe care știți bine a introdus-o în cultura mondială. Mihail Bakhtin fiind și cel mai avizat exeget pe text al lui Dostoievski din toate timpurile. Poetica lui Dostoievski este o carte fabuloasă. Are o carte uriașă, de aproape 900 de pagini, despre Rabelais. Nu la Chaucer, nu la Dante, nu la alți autori medievali, ci la François Rabelais, în Gargantua și Pantagruel, găsește el esența carnavalescului, adică modul în care oamenii scapă de ceea ce vă spuneam, interdicția râsului, modalitățile prin care strecoară în acele sărbători licite, știți bine, în care totul putea fi pri a la lejer. Totul putea fi luat în derâdere în Mardi Grau acela, dar ziua dinaintea postului mare. Carnavalul din Rio, toate astea sunt legate de perioada aceea în care totul era permis. Ca carnavalul, da? Totul era permis, inclusiv râsul total, uneori cu accente dezintegratoare, aș putea zice chiar demonice, de cele sfinte, da? Erau parodiate misterele, erau ierarhii luați în bagiocură și mulți dintre ei acceptau acest lucru. Era ca un fel de cep dat presiunii. Ca în pilda aceea pe care v-am evocat-o la altă întâlnire cu Ava din deșert, care întreba de ce râde, de ce le permite ucenicilor să râdă când se știe că râsul este patimă și e boală și e pericol. Și le spunea, apropo de arcul evocat de domnul Radu, încoardă-ți arcul și mai tare, dar nu că se rupe, mai tare, te rog, încoardă, dar nu pot că se rupe, asta e firea umană, nu poți să nu-i dai cep din când în când, trebuie să-i dai niște modalități licite și îngăduite și într-un anumit cadru controlat în care să respire. Așa e și cu râsul. Nu poți să ții sub încordare făptura umană pentru totdeauna și de-aia trebuie să-i admiți râsul bun. Râsul pozitiv, uneori chiar și râsul bezmetic pe termen scurt. Și asta pentru că între cele două limite ale râsului, râsul bun, demonic și râsul demonic, există foarte multe niveluri, foarte multe etape, dar pe noi interesează doar extremele. Și un părinte al bisericii, ca și Clement Alexandrino, a înțeles perfect asta. Într-o carte foarte cunoscută, numită Pedagogul, da? Deci pe lângă Stromate, care e capodopera lui Covoarele, este o culegere de învățături și păgâne și creștine, detalia lui Aulus Gellius cu Nopțile Atice sau lui Diogenes Laertios cu Viețile și Doctrinele Filozofilor sau lui Isidor de Sevilia sau care carte vreți voi că s-ar putea raporta.
Deci toate aceste minunate arpegi ale comicului au fost identificate în persoana lui Rabelais și în făptura lui de către Bakhtin și de către urmașii lui. Și ajungem la raportarea umorului și comicului în lumea noastră, în lumea contemporană, trecând prin nenumărate și foarte frumoase raportări. Da, Clement, vă spuneam, admite că există un râs bun și un râs rău și spune că omul are capacitatea de a râde și e chiar bine să râdă, dar nu trebuie să o facă tot timpul, că zice el, nici calul nu nechează de dimineață până seara. Da? Poate să necheze, o și face de multe ori, dar asta nu-l obligă să trăiască nechezând. Da? Deci relativizează foarte înțelept și foarte frumos ceea ce poate fi rău la râs. Da? Poate fi, nu trebuie să devină o preocupare în sine sau să te clizești, să te hâhâi tot timpul de toate cele, să relativizezi tot. Da? Trebuie și niște repere care nu, cum ziceam, nu pot fi luate la vale. Trebuie și Eminescu pe lângă Caragiale, trebuie și Marin Preda pe lângă Băieșu, dar trebuie să fie totdeauna și repere solide, serioase. Deci a lua în tărbacă nu înseamnă neapărat a relativiza, înseamnă pur și simplu a da lumii cele două aspecte. A nu-ți imagina că atunci când Hristos le cerea adulților din preajma lui să nu-l mai inoportuneze atâta și să nu-i țină pe copii deoparte, da? Și le spunea sinite parvulos ad me venire, în varianta lui Ieronim, lăsați-i pe cei mititei, pe copii să vină la mine, iarăși vă rog, vă implor să faceți un exercițiu de imaginație, da? Și să vi-l închipuiți pe Hristos supărat, da? Adică stând cu spatele la un zid, să zicem, și cu zeci de copii venind, vă imaginați cum, ce simțeau acei copii în persoana lui Hristos, cât îi palpau carisma, simțeau că e dincolo de fire, de lume. Imaginați-vă-l supărat pe ei. Ce om își poate, om adevărat, pentru că Hristos asta a fost, noi unirea prin ipostas, asta ne învață. Cele, nu sunt trei naturi. Hristos e o a treia natură. Nu, sunt două naturi perfect integrate, perfect unite una în alta. S-au dus bătării de sute de ani în zona asta. Da. Voi merge în curând la o susținere de doctorat, la facultate de teologie din București, un băiat admirabil, un tânăr care a lucrat în Belgia, în România, în Germania, în Franța, despre această unire de ipostas, peste 400 de pagini de argumente care demonstrează definitiv că secolele 4, 5, 6 au fost marcate teribil de această bătălie contra monoteliților, monofiziților, care toți încercau să demonstreze că erau naturi diferite, că n-a suferit, că n-avea corp fantomatic, că era, că o voință era într-o parte, alta în alta, doar ca să nu admit realitatea propuse de Chiril, de Sfântul Chiril Alexandru, care a zis clar, unirea asta ipostatică este o unire dincolo de puterea noastră de a înțelege, dar perfect validă și de întrepătrundere, da? De unire misterioasă, da? Chenotică și superb întemeiat, da? Cum va spune și Sfântul Ioan Damaschin. În cazul ironiei și umorului, cele două, evident că coexistă. Să nu vă imaginați că am venit azi ca să vă creez o prăpastie între ele. Da. Evident că se aliază uneori. Gândiți-vă la orice operă literară vă place, la Cervantes. Nu? Adică sunt pasaje de un umor cald și empatic și frumos în care el își dezvăluie la final mai ales visele și parcă se înțelege cu realitatea, și și scene în care Sancho Panza este un mă iertați, un papagal, adică e un personaj al prea omenescului nician, da? Un om care nu înțelege nimic și care greu de tot se convertește la un pic de Don Quixotism, așa cum și Don Quixote se Sancho Pancizează, cum susține Miguel de Unamuno, da? Se produce un fel de topire între cei doi pentru că coabitează atât de mult și trebuie să-și împrumute. Așa e și cu ironia și umorul. Sunt și pasaje foarte ironice în Don Quixote, la fel ca și la Shakespeare. Dar există o zonă profundă în care umorul este, așa cum spunea, vă aduceți aminte, Kierkegaard. Da. Deci ironia te ajută să treci de la zona estetică spre etic, dar din spre etic spre religios, ironia nu mai poate fi utilă, îți trebuie umor, îți trebuie capacitatea de a înțelege lucrurile cu dragoste, cu blândețe, cu
un duh simpatetic, cum zic eu. Eu zic că e un duh mântuitor, e un duh relevant și mai ales de coborâre într-o arenă în care suntem toți egali. Da? Umorul simpatetic e o categorie pe care am introdus-o și care a fost recunoscută de mulți specialiști care mă citează ca atare, pentru că duce mai departe un aspect. Umorul are, vă spuneam, 10 de trăsături. Citiți-l pe Henri Bergson, da? Râsul, în care vorbește clar despre umor la începutul secolului. Citiți-l pe un mare gânditor și eseist francez, Vladimir Yankelevich, L'ironie. Da, o carte doar despre ironie, de 300 de pagini, tradusă și în română, care este încântătoare. Toate aspectele, toate diferențele dintre umor și ironie le găsiți acolo. Da. Dar la sfârșitul zilei, cum zic britanicii, da, at the end of the day, ai nevoie de niște repere solide, iar umorul ți le oferă de cele mai multe ori pe tavă. Umorul este comprehensiv. Deci te ajută să prinzi o esență a lucrurilor care altfel îți scapă. Pentru că ești prea plin de tine, zic eu. Ai acel sudden glory mai des, nu-i sudden, e perpetual glory, da? Boala lumii de azi, asta e, că suntem cu toții prea trufași, prea plini de noi și nu mai avem timp să ne uităm la ceilalți și să-i umplem și pe ei, da? Și uităm parabola aia minunată, care e iar un model de umor sacru, uităm parabola aia superbă din folclorul românesc cu degetarul și cu oala, da? Cu vadra, cu găleata, știi? Degetarul nu mai poate de gelozie și de supărare pe vadră. Că uite câtă apă primește el și câtă apă încape în vadră. Și vrea să meargă până la judecata de apoi al Dumnezeu, că să fie și el făcut așa, că e nedreptățit. Și vă imaginați ce răspuns primește. Unul foarte simplu. Care dintre voi e mai plin? Care dintre voi este mai plin? Păi eu spring. Păi și atunci ce vrei? Ca să-l umpli pe el trebuie turnat mai mult, trebuie adunat mai mult, trebuie muncit mai mult. Eu cât aș turna peste tine, curge pe lângă. Dacă ești plin ochi, care este motivul tău de invidie, de supărare, de tristețe, de amărăciune? Și în asta rezidă și unul din punctele pe care Mihai mi-a propus să le ating, acele ale fundamentalismului care se teme de orice surâs. Toate fundamentalismele se înfiorează de pericolul pe care surâsul autentic îl implică. În Rusia sovietică, primele au fost anulate revistele umoristice și au fost introduse cele satirice, în care își băteau joc și loveau, o îmbăteau. Și atunci s-a schimbat vocabularul domeniului comicologic. Umorul trebuie să piciuie, umorul trebuie să distrugă vechile năravuri, umorul trebuie, cum umorul să facă așa ceva? Râsul se trebuie să înfiereze. Vă dați seama, vorbești de fier roșu, da? Și îl asociez cu râsul. Râsul trebuie să înfiereze viciile societății. Când rostul lui este să atenueze șocurile, să ne creeze o stare de supraviețuibilitate, cum zic eu, adică să ai capacitatea să treci peste obstacole, peste greutăți, peste tensiuni, da? Să-ți înțelegi și rostul și pe atunci și al celorlalți. Am să vă dau doar, să vă spun doar tot așa o anecdotă ontologică. Sunt foarte multe glume profunde de tot, știți, de genul proverbelor, care mie îmi plac enorm, nu vai de mine ce să fac, bărbat n-am, dar copii fac. Da, de genul ăsta. Deci în momentul în care intri în zona proverbelor de profunzime și prostul dacă cade din pom, dacă din pom cade, păgându-l o săptămână șade. Da, deci stă încă o săptămână după ce a căzut din copac să gândească ce s-a întâmplat, ce l-a luat. Da. Ce probleme are. Deci am selectat câteva sute de asemenea proverbe cu sens existențial și chiar foarte, foarte profund. E, de asta dată o anecdotă care nu știu dacă nu i-a fi plăcut și lui Pericle, dar oricum n-ar fi râs dacă ar fi auzit-o, despre terorism. Pentru că trăim într-o perioadă în care terorismul a devenit principala formă de război planetar. Da?
un magazin de peturi, da? Pet shop. Iepurași, pisicuțe, cățeluși, papagali. Și un terorist islamic, sau un terorist pur și simplu, care intră cu toate bombele pe el, la vedere, și spune ca să vă demonstrez că suntem binevoitori și nu vă vrem rău și vrem doar să ne auzim vocea pe planetă și să ni se audă doleanțele, aveți 5 minute să ieșiți din magazin. Toate animalele, yes, 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 și vă dați seama, fug, se rostogolesc, se tăvălesc, viteză, se ciocnesc, se calcă în picioare și ies. Și în momentul ăla se aude, la asta m-a dus gândul când am văzut scenele acelea teribile de pe aeroportul din Kabul și din avioanele care plecau, scene de un tragism pe care nici nu-l putem lua în considerare, se aude o voce din spate de tot care spune: "Dude, you really suck. Mi-era broasca testoasă." Foarte tare, foarte tare. Broasca testoasă. Da, care n-a putut să se bucure prea mult de generozitatea evidentă a talibanului. A talibanului, da. De orice fel și din orice cultură. Claudiu, îți mulțumim. Dacă mai ai din această tolbă de anecdotă să ne mai împărtășești, poți să o faci acum? Da, da, am o rugăminte, Mihai, înainte de a te ruga pe tine să-mi oferi o pauză de respirație. Nu că aș avea nevoie, dar îmi place să te aud și pe tine vorbind la subiect. Aș ruga pe toți cei prezenți, în măsura posibilă, să se gândească la o asemenea vocabulă, proverb, zicere profund umoristică care i-a marcat de-a lungul vieții. Vreau să le împărtășim, da? Către finalul acestei întâlniri, ca să înțelegem cu toți și să le și taxonomizăm, adică ironie, satiră, umor, parodie, care ce este. Dar ceva care vă e foarte drag din repertoriu comic, da? Că din cele tragice tot trăim și tot le avem. Bine? Te rog, Mihai. A, nu, eu doream doar atât să te rog să continui dacă mai ai asemenea anecdote să ne spui. Eu cred că a fost o introducere excelentă. Scuze că am dispărut pentru câteva minute la un moment dat de pe partea video, dar am fost atent în continuare pe audio. Este vară și ne dăm seama că există o împrejurare specifică. Românii sunt încă în concedii și se bucură de soare și probabil că socot această invitație la cultură ca fiind în opoziție cu natura la ora 20. Încă se mai pot bucura de o briză marină sau de ce nu, de un apus de soare chiar înainte de ora 20. Eu doresc să vă deschideți în primul rând sufletește față de Claudiu T. Arieșan, să îmbrățișați această provocare. Firește, ar fi multe de spus și mărturisesc că sunt eu însumi obiectul și subiectul multor uneori exerciții de deriziune, alteori exerciții de umor inspirat. Cred că am apărut de câteva ori eu însumi în Times New Roman, care este o platformă pe care o îndrăgesc foarte mult. Și de cel mai recent ei vorbeau despre faptul că am avut o viziune și că mi-a apărut Jordan Peterson, care mi-a cerut să-i dau un friend lui Adrian Papahagi. Tot soiul de glumițe apar în spațiu public și trebuie să le iei cu această detașare și cu această relaxare despre care vorbea Claudiu. Cu siguranță sunt momente în care însă gluma se îngroașă și despre această îngroșare a glumei putem să vorbim poate altă dată. Și ce vă pot mărturisi ca om public este că într-adevăr uneori acest umor descătușat începe să te îngrețoșeze, fiindcă el are o fixație bolnăvicioasă și evident are un scop distrugător. Și atunci nu mai e chiar de joacă și atunci intrăm într-adevăr în spațiul probabil demonic al disprețului mascat, în care într-adevăr cel angrenat în opera asta de deconstrucție vizează nimic altceva decât subminarea, nu doar ataca persoană, ci a sistemului de valori pe care tu îl reprezinți. Eu am simțit nevoia să fac un comentariu și iată
v-am trimis aici un link atunci când a apărut controversa întâi a caricaturilor, controversa caricaturilor profetului, știți foarte bine, au apărut la început în, cred că 2006, în Danemarca, niște caricaturi. Mie mi s-au părut mai degrabă inocente la adresa așa-zisului profet. În orice caz, au ars atunci ambasade, au fost atacate consulate, străzile din anumite orașe ale Orientului Mijlociu au fost invadate de oameni supărați care au declarat probabil încă o fatwa împotriva acelor autori. Și încercam într-un text pe care l-am publicat prin 2015 să trag niște concluzii, să spun că există totuși o diferență între tradiția creștină, care admite ironia, și vă atrag atenția, iertați-mă, asupra unui moment în care, la un moment dat, dacă nu mă înșel, Ilie Tezviteanu, numai puțin decât însuși profetul Ilie, îl ia peste picior pe slujitorul lui Baal, cu o formulă pe care nu doresc să o reproduc, dar vă rog să o verificați în mai multe traduceri, dacă se poate, din Vechiul Testament. Există o matrice stilistică, zic eu, a creștinismului, care include relaxarea, foarte diferită de această intransigență, repet, pe care o vedem în ultima vreme, care ține nu doar de religie, să nu credem că intransigența aparține doar talibanilor, ci această intransigență, din punctul meu de vedere, trebuie neapărat legată și de ideologiile totalitare ale secolului 20. Cred că oamenii, când mai ales comunismul și nazismul au apărut, n-au mai avut dreptul, voie de la stăpânire să râdă, să se relaxeze, și cred că despre această absență a umorului în comunismul românesc, într-un fel sau altul, ne-a vorbit în felul său, adică prin limbajul vizual, să nu greșesc, unul dintre regizorii importanți ai României, mă refer la fratele Alinei Mungiu, Cristi Mungiu, dacă nu mă înșel, Cristian Mungiu. De asemenea, cred că trebuie să ne uităm la felul în care, să spun așa, un facies scrâșnit a definit atât impostația unui Hitler sau Mussolini, cât și a unui Stalin sau Lenin. Totalitarismele sunt, prin definiție, suspicioase. Comunismul la noi a interzis la un moment dat figuri mari ale micului ecran. Gândiți-vă la soarta lui Dem Rădulescu, care încet încet a fost marginalizat. Gândiți-vă la sketch-urile din anii 70, care erau tot mai cenzurate de către televiziunea națională. Și probabil că aș mai adăuga un ultim lucru la cele spuse de prietenul meu, Claudiu Arieșan, anume că probabil cenzura aceasta din ultima vreme, inclusiv din zona online, din zona Facebook, are de-a face cu pierderea umorului și o încrâncenare de tip politically correct. Corectitudinea politică a eliminat, mai ales în Marea Britanie și în America, a eliminat această prestație publică a, nu știu care ar fi traducerea, comedians, a comedianților. Public comedians, da. Așa e. Cum s-ar traduce? Comedianți? Da, comedianți de pentru marele public. Da. A comedianților care nu aveau, ca să zic așa, taburi și care tocmai de aceea erau foarte, foarte căutați, pentru că puteau să ia în derâdere și figura papei de la Roma, dar și un politician local care s-a îmbătat aseară. Genul ăsta de umor mi se pare extrem de terapeutic și reprezintă o supapă pentru o societate, repet, foarte încrâncenată, și cred că în ultima vreme, cu aceste măsuri drastice care s-au luat de distanțare socială, cu această absență a interacțiunii neînregistrate, iată video, societățile occidentale au pierdut foarte mult. Noi știm că la o masă, acolo unde prietenii se strâng și pot practica calamburul, și vreau să vă fac o mărturisire, un om care este extrem de rigid și care pare foarte sobru în spațiu public, nimeni altul decât patriarhul Daniel, toată lumea care îl vede pe patriarhul Daniel de la distanță spune că e un tip destul de dur și de neabordat. În realitate, vă mărturisesc din experiență personală că l-am întâlnit de mai multe ori și am petrecut chiar câteva seri, ca să nu zic nopți, prelungite, e drept și în jurul unui pahar de vin. Ei bine, patriarhul Daniel este un om care iubește calamburul și care se poate distra, se poate amuza foarte mult și care chiar, nu știu, invită, aș spune, oamenii din jurul său să practice această detașare.
și găsesc că această față nevăzută a unor lideri creștini trebuie și ea redescoperită, tocmai pentru că uneori, repet, spuneam, suntem supuși unui bombardament de stereotipuri și prejudecăți care nu scoate la iveală esența acestei culturi europene. Ori mai adăugam atâta și cu asta închei. Aceste forme de calambur, aceste forme de scurgere, da, a libertății, vine să spun, a libertății spiritului prin cuvânt în spațiul privat, sunt practic astăzi interzise de conștiința noastră tot mai sufocată, tot mai apăsată. De ce este conștiința noastră apăsată? De sentimentul că suntem urmăriți, de sentimentul că suntem înregistrați, de sentimentul că suntem undeva indexați de niște motoare de căutare și la un moment dat, inclusiv o glumă inocentă va fi scoasă la iveală și va fi folosită împotriva noastră. E bine, eu pledez acum, după un an și jumătate de izolare, pentru a regăsi, da, de asta am făcut și ieșirea în Delta Dunării, de asta o să ne vedem în Sinaia și te invit cu tot dragul, Claudiu, să fii alături de noi. Noi pledăm pentru, la Clubul Marilor Cărți, pentru redescoperirea acestor însoțiri nemijlocite. De ce? Pentru că abia acolo unde nimeni nu te înregistrează, unde nimeni nu te urmărește, unde nimeni nu analizează minut cu minut ceea ce spui, abia acolo se produce întâlnirea spiritelor într-o libertate. Iar libertatea naște calamburul, naște relaxarea, naște convivialitatea și cred că într-un fel va trebui să facem cândva o pledoarie și pentru umor și pentru libertate. Într-un fel sau altul, cele două se leagă, iar când statul și instituțiile publice caută să monitorizeze excesiv discursul privat, aceste instituții publice ratează nuanța, subtextul și până la urmă intenția fundamentală, care este una terapeutică pentru orice om serios și în același timp glumeț, intenția fundamentală a umorului este terapeutică. Din păcate, noi asistăm astăzi la o infantilizare a discursului public, toți trebuie să fim politically correct și asta uzurpă simțul individual pentru, repet, libertate și pentru umor în egală măsură. Așa că mi se pare că această pledoarie din această seară a lui Claudiu este esențială, nu este o chestiune pe care am făcut-o ca pe un appendix la întâlnirile clubului, ci este efectiv o pledoarie și mai mult decât atâta, Claudiu închei prin a spune că tu într-un fel întrupezi, da, un ideal aici la club. Omul care poate fi erudit fără să se ia prea în serios, omul care știe multe limbi străine, dar nu simte nevoia să facă mereu o paradă de cunoștințe, omul care poate să fie oricând atașant și detașat, mi se pare că întrupează acest spirit al Clubului Marilor Cărți de care e mare nevoie. Cu asta închei și dau microfonul Esterei sau Denise, dacă dorește ea să facă opera de moderare pentru, evident, comentarii, întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! Da, vreau să spun înainte câteva cuvinte, să mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru gânduri. Și eu trebuie să spun doar că spre a te manifesta, așa cum am făcut-o eu în seara aceasta, trebuie să existe exact mediul de care ați avut voi grijă să-l formulați și să îl creăm în continuare împreună și să-l recreăm. Să nu uitați că recreerea e și recreație, da? E pauza mare, e momentul în care te eliberezi de tine, ai pus punctul pe i, toate definițiile comicului și umorului și vizibilului trec prin ideea de libertate. Libertate de gândire, libertate de opinie, libertate de a depăși obstacole. Nu am vrut să vă încarc prea mult, o voi face cu cei care vor și dacă vor. Cărțile mele au toate de la 400 de pagini sus legate de umor pentru că și de comic, pentru că am încercat să fac enciclopedie la acestui domeniu. Cercurile sunt concentrice. Nu poți vorbi despre umor fără să încep cu râsul. Râsul e un fenomen general uman, dar prost și relativ înțeles. Trebuie definit pe palier sociologic, pe palier filozofic, pe palier cultural, estetic, apoi după ce ai terminat cu râsul la toate nivelurile acestea și i-ai enumerat marile teorii, intri în zona comicului, unde iarăși te lovești de Platon, Aristotel, Kant, Hegel, Schopenhauer, care toți au teoria ale contrastului comic, ale mecanicității comicului. Bergson, e cel mai cunoscut teoretician al râsului, vorbește despre umor, făcând raportare la celebra imagine din primele filme a
gentlemanului care își pierde pălăria și în momentul în care se apropie de ea, vine vântul și o împinge mai departe cu doi pași și iar se apropie și iar la doi pași. Prima dată ți se pare destul de ciudat, a doua oară, a treia oară, fără să vrei, te atinge aripa râsului. Da? Acest mecanic, plaqué sur du vivant, mecanicitate plasată asupra viului, este probabil cea mai cuprinzătoare definiție a râsului. Da? Iar comicul cu arpegiile sale infinite este un fenomen de discutat la nesfârșit, nu doar Kierkegaard, nu doar Bergson, nu doar Jankelevich, ci și Nicolai Hartmann sau Louis Kazemian, William Thackeray. În Anglia vă spuneam că e o frecvență de 2-3 ani până apare un tratat de comicologie, apoi italienii au niște cărți fabuloase, Paolo Sant'Arcangeli are Homo Ridens, o enciclopedie de aproape 1000 de pagini, deci intelectualii autentici nu pot să evite acest subiect, pentru că e în primul rând util pentru ei. Ție îți creează o stare de bine, de confort, cum excelent ai zis, și te fezandează ca să poți trece prin furcile caudine ale politicului, ale academicului, care e la fel de constrângător ca și politicul în zilele noastre. Nu mergi la un curs fără să n-ai inima strânsă că cineva îți găsește nod în papură sau te citează strâmb sau te filmează și îți creează probleme nespuse și de nespus. Da? E un circuit din care ieșim doar prin această formă de eliberare permanentă. Sunt întru totul de acord cu ce ai zis tu și vreau să știți că e o treabă foarte serioasă. Da? Chiar dacă mulți consideră că e un subiect minuscul și mărunt, e una din cele mai probleme. De regulă, micile probleme sunt capitale în istoria umanității și ale culturii. Da? Asta este o problemă comună tuturor. Niciun om nu se întâmplă să nu fi râs vreodată. Și atunci, în sine, doar acest aspect, că avem în acest moment 8 miliarde de tipuri de a râde și avem totuși niște subiecte comune și niște modele comune de râs, că este o invitație la convivialitate, dar și la sociabilizare. Nu? Râsul este de 10 ori mai puternic. Râde singur cine are probleme la mansardă, nu cine are biscuiții puși ne la locul lor. Să râzi singur e o problemă, deși în vreme de pandemie cred că s-a întâmplat mai des ca în alte prilejuri, ne bucurăm și râdem când suntem împreună și când avem subiecte comune de surâs și de bucurie. Pentru că până la urmă e o formă de, cum spuneau părinții bisericii din epoca târzie, noi aparținem unei comunități licite și e o bucurie întocmită asta să surâzi la gândul că ești parte dintr-o familie, iată, luminoasă și luminată, cum este aceasta a noastră. Apoi, mai e de spus un lucru înainte de a le ruga pe colegele mele să modereze spre partea de întrebări și chestiuni și să vă rog pe dumneavoastră să vă aduceți aminte, n-am să încheie emisiunea fără să aud câteva din anecdotele sau din vorbirile care v-au marcat surâsul de-a lungul vieții, este aceea responsabilității față de ceilalți. Încrâncenarea, blocajul, lipsa de transparență, cred că se leagă de tot mai proastă calitate a surâsului în lumea de azi. Chiar și într-o societate ca a noastră, anii de după Revoluție au fost mult mai bogați în umor autentic. Chiar și acele reviste, ca să avem, ce mai țineți minte, ca să avem când a apărut prima dată, grupurile Divertis, azi par clasici ca și Seinfeld în cinematografia de televiziune americană. Da? Comparați serialele de azi și comedienii de azi cu capodopera aceea indefinibilă și uluitoare care a fost Seinfeld, în care găsim toate subiectele de luat în râs, luate așa cum trebuie în râs. Nu în bază jocură, ci la modul umoristic. Poți să surâzi blând și vesel în continuare urmărindu-i pe ei și pe alți câțiva genii, alte câteva genii ale domeniului. Un film cu Louis de Funès, un film cu Bourvil, un film cu Jerry Lewis, un film cu fiecare la generația lui și la modul lui de a înțelege comicul, chiar și cu Benny Hill, care toți, paradoxal, Mihai, au ajuns ca și politicienii din generațiile conservatorii, au ajuns să fie etichetați ca periculoși, ca sexiști, ca politically incorrect. Deci s-a făcut o curățenie care, vă spuneam, a mers până la filmele lui Disney, da? Unde până și motanul ăla simpatic din Aristocats, da?
o carte pe care știu că ai citat-o în, în cărțile tale, Pisicile aristocrate, da? Din, din acel celebru hit cu Everybody Wants to Be a Cat, în care cad cântând pe instrumente dure, pe pian, toate pisicile de toate rasele cad de la etaj la etaj cântând Everybody Wants to Be a Cat. Una dintre ele, asiatică, care cântă la un fel de xilofon, a fost considerată că denigrează populația de culoare galbenă, pentru că are o privire într-adevăr cam tâmpă și dă din xilofonul ăla destul de, de haotic. Și filmele respective vor fi cenzurate de acum încolo, fără scena respectivă. Da? Deci, care e o scenă de bucurie pură, de umor autentic, pentru că Disney a excelat în, în zona asta de umor grafic, vizual. Sunt memorabile personajele lui ca Thumper, Bocanilă din Bambi și celelalte. Sunt, au fost puse în antologii de, de profil. Și atunci, solidaritatea pe care o purtăm față de valori, zic eu că ar trebui să se manifeste în egală măsură și față de comicul de foarte bună calitate. E adevărat, cu o oarecare preponderență din partea mea către umor, dar asta nu înseamnă că ironia este, este întotdeauna malignă și nocivă. Ea poate fi un instrument foarte bun de asanare a societății în anumite situații. Da. Steinhardt nu admite nici măcar la Caragiale ironia. Secretul Scrisorii Pierdute la el asta este, că până și în Scrisoarea Pierdută, Caragiale nu face ironie, ci face umor, pentru că nu își condamnă personajele, le iartă, le lasă să o cale spre mântuire. Ori asta, spune el, nu este tipic ironie. Ironicul te îngroapă, în ghilimele, în timp ce umoristul autentic te deschide o cale spre, spre redempțiune, spre mântuire. Și pentru el era foarte clar și și Steiner considera că cea mai gravă confuzie terminologică este între umor și ironie. Da? Deci o să vă rog și pe voi, ca prieteni ai noștri și ai clubului, să nu mai folosiți termen ca umor bezmetic. Nu există așa, există o ironie bezmetică, există satiră. Umor nu poate fi bezmetic. Da? Nu poate fi umor negativ, poate fi umor negru. Negativ nu. Umor negru poate fi, în celebra parabola lui Sigmund Freud, care are o carte despre cuvântul de spirit. Viț, da, calamburile de care vorbești tu și vorbele de duh, cum le zic românii, nu? Cea mai cunoscută asemenea imagine cu săracul condamnat la, 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 la moarte, care întreabă ce zi a săptămânii e când e dus în sfârșit la execuție și se spune luni și spune n-a încă o săptămână din viața mea care începe bine. Da. Asta e, umor mai negru de atâta nu se poate. E omul care le-a pățit pe toate și acum a ajuns la ultima, da? Și tot nu a dezertat. Așa cum n-au dezertat sfinții, da? Există și o culme a sfințeniei raportată la momente incredibile din istoria omenirii, da? La momentul Sfântului Policarp, da? În care era ars pe niște grătare uiașe în apropierea unor focuri, Policarp al Smirnei, da? Așa a fost executat. Un bătrân de peste 80 de ani, care a refuzat să renunțe la credință și care a fost ars, așa, copt, practic, ca să renunțe la credință. Până în ultima clipă, era un guvernator dement, pentru că nu împărații făceau chestia asta, ci cei mici din teritoriu. Ei erau sadici sau bezmetici sau lipsiți de orice putere. Și Policarp ce spune? Spune o vorbă care pe mine mă urmărește de când am întâlnit-o și nu vă va putea părăsi nici pe domniile voastre. În durerile acelea atroce, în momentul în care sufletul lui era atât agățat încă de trup și abia mai putea să se gândească, spune: întorceți-mă, iam coctum sum, întorceți-mă că m-am copt pe o parte și vreau să mă duc ca pe o pâine bine coaptă la Dumnezeu meu. Care e considerată culmea umorului sacru din toate timpurile, Thomas Morus, celebrul filozof utopic și dușman al unui rege pe care nu l-a înțeles și pe care l-a jignit fără să vrea, tocmai pentru că era conservator și el politically incorrect, Thomas Morus, la fel, când merge la eșafot, are o ultimă rugăminte către călău și spune in articulo mortis, îi spune, o să te rog tare mult să ai grijă la gulerul meu, o să mi-l trag așa mai jos, sper că măcar ăsta nu l-a jignit pe majestatea sa și o să mi-l lași intact, da. Măcar gulerul să nu mi-l tai. Da? Astea sunt probabil cele mai cunoscute, dar câte vor fi existate de-a lungul vremii, câte modele, câte pilde, acel, da, număr răzbunați al eroului nostru din închisori, lucruri care
au capacitatea de a duce surâsul până într-o lume a desăvârșirii, până la picioarele lui Dumnezeu, cumva. Și atunci... Vulcănescu, pe care l-a invocat, apropo, era un mare iubitor de Creangă. De altfel, da, a și scris despre Creangă. Da. Da. Umorul lui Creangă, umorul lui... Deci astea sunt subiecte pe care le cunoașteți prea bine. Deci am vrut să abordez o viziune, voi reveni cu siguranță asupra acestui subiect, la îndemnul lui Mihai, care se cred că a gândit foarte bine și v-a trimis deja niște afișe semnificative, da? Cu două aspecte, ne-am gândit să facem un fel de turniruri, da? Probabil că pe viitor le vom face și cu doi actanți, vom vedea dacă ies lucrurile așa cum își dorește el și cum doresc și eu. Asta a fost un fel de avantpremieră. Umorul și ironia sunt categorii aparent identice, în realitate extrem de opozabile, da? Și cu finalități extrem de diferite și mai ales cu metode opuse, pe care le-am prezentat așa, în contrast. De asemenea, vor fi cu siguranță mai multe întâlniri în care vom pune în opoziție viziuni, concepții, pentru că din aceste polemici, din aceste ciocniri de idei, reies multe scântei, dar și multe gânduri bune. Claudiu, dacă ești de acord, cu permisiunea ta, fiindcă s-a făcut ora 9 și pentru că încercăm să nu depășim niciodată două ceasuri în întâlnirile de miercuri, o rog pe Denisa să urmărească, dacă poate, intervențiile de pe grup, se pot ridica mâini, așa, în mod virtual. Uite, eu o să fac, o să pun aici, să apăs pe aplauze și de asemenea o rog pe Denisa să dea microfonul. Doar salut prezența unui preot, Cătălin Varga este alături de noi. Probabil că sunt persoane pe care nu le-am mai întâlnit de ceva timp. Camelia Vaschi, nu cred că v-am mai văzut de o vreme. Ilinca Fărbrugăn, și îmi scapă al doilea nume de familie. Bună seara! Haideți să începem un mic dialog ca să vedem cum putem aplica aceste învățăminte în mod practic. Și pentru că Părintele Cătălin este cu noi, uite, îl întreb dacă a aplicat vreodată umorul în predici, la spovedanie, și apoi, firește, revenim la întrebarea lui Claudiu Arieșan, care este anecdota butada care vă urmărește de un timp și care vă amuză. Foarte pe scurt, pentru că m-ați provocat și vreau să-l felicit în tine, domnul profesor. Mă mărturisesc că m-ați umplut de bucurie și așa în sinea mea și eu am surâs ascultându-vă, mai ales când ați atacat în talibanii mei, aia care cred că sobrietatea și grimasa oferă statutul Sfântului Invincibil. Mi-ați amintit deputatele lui Necula, câteodată are niște ieșiri de astea magistrale în public. Având o perspectivă reducționistă asupra faptului că Hristos în Noul Testament nu râde. Da, e adevărat, nu se zice că râde, dar în timp ce v-ați spus, mi-am amintit de un verset din Psalm. În Psalmul 2, versetul 4, zice că cel ce locuiește în ceruri își va râde de ei, Domnul îi va lua în bătaie de joc pe cei care se ridică și vor să-l detroneze pe Dumnezeu. Interesantă și construcția semantică. Avem participiul șef, cel ce locuiește, cel ce este suveran, și numele Adonai, nu orice fel de nume, care este de fapt numele suprem al lui Dumnezeu, cel de suveran. Da. Vedeți, în fața răului care se propagă, Dumnezeu în atot știința sa râde la raportul inegal de forțe. Aparent răul pare să domine, dar de fapt binele mereu va ieși victorios. Interesant cum aplicăm această, numai o secundă, interesant cum aplicăm această idee asupra momentului Kabul. Oare mai râde Dumnezeu când vede pe talibani veniți la putere? Sau cum poți tu să le spui lor că Dumnezeu râde, fiindcă totul în control, când vezi probabil copii uciși și femei violate? E un context. Nu, Dumnezeu probabil că plânge atunci când vede suferința inocentului, dar râde când vede bagiocura celor de la Washington, care și-au imaginat că un steag LGBT poate fi un triumf al civilizației, și probabil că i-a pedepsit cu o măsură. Uite, spun lucruri care nu trebuie spuse în spațiu public. Slavă Domnului că am întrerupt transmisiunea YouTube la timp, așa că, uite, mai avem un mic ungher de libertate. Mulțumim pentru această observație, foarte bună observație, dar să nu ducem neapărat într-o teologia tragicului. Cert este că cei care au pătruns în Kabul nu înțeleg umorul și de aceea recurg la Kalashnikov.
Da, se dau până și în mașinuțe cu Kalashnikov în mână. Au cucerit și parcul de distracții și au circulat acele imagini în care se ciocnesc în mașinuțe, dar tot cu Kalashnikovele în mână. Deci, cum spunea Mihai, umorul nu e pe niciunde. Nici autoironia. Mulțumim, Părinte Cătălin. Dacă aveți un banc sau o poantă sau un umor pe care îl puteți împărtăși cu... Așa, cu enoriașii sau tenoriașii, depinde fiecare cu... Nu se filmează, așa? Nu, uite, nu mai filmăm, uite, ca să fie totală libertate.